Copii, știți voi oare că prietenia n-o poți cumpăra, nici vinde, nici n-o poți în mână prinde, dar o poți purta cu tine să te ai cu lumea bine. Prietenia este o legătură strânsă între două și mai multe persoane, bazată pe sentimente de simpatie, încredere, stimă reciprocă. Prietenia poate fi nu doar între persoane, există prietenie între oameni și animale. Fiecare dintre noi are deja sau își dorește mult un animal de companie cu care să se împrietenească. Adesea întâlnim eroi din povești sau desene animate care sunt prieteni. Vă propun să vorbim despre 5 relații de prietenie. Să ne amintim de Alba ca zăpada și cei 7 pitici. Între ei s-au legat o prietenie frumoasă. Piticii au primit-o în căsuța lor, au ascuns-o de regina cea rea, iar Alba ca zăpada avea grijă de ei și căsuța lor, căci prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Altă prietenie observăm în povestea Punguța cu doi bani. Moșul a comis o mare greșeală. Fiind supărat și pus la cale de babă, a alungat cocoșul, dar cocoșul l-a iertat și s-a întors acasă. Un prieten adevărat știe să ierte. La sigur, cunoașteți cu toții de Gașca Mickey Mouse, un grup de prieteni veseli care petrec foarte mult timp împreună. Ei se distrează de minune și știu că pot conta unul pe altul atunci când au nevoie de ajutor. Dar de Bobiță și Buburuza ați auzit? Cât de bine se înțeleg aceste insecte minunate! Ei se încurajează unul pe altul, se ajută la nevoie, iar dacă se ceartă, repede găsesc metoda cea mai bună de împăcare, căci, cum spun ei, un cerc de prieteni nu se face cu compasul. Ei trebuie prețuiți. Copii, o adevărată prietenie nu poate destrăma nici timpul și nici distanța. Vă amintiți de cei doi scriitori, Mihai Eminescu și Ion Creangă? Prieteni buni, care au scris pentru noi Somnoroase păsărele și Amintiri din copilărie. Ei au fost prieteni devotați, fiind la o distanță mare unul de altul, continuau să comunice prin scrisori, să facă mici surprize unul pentru altul. Vă propun să luăm exemplu de la acești buni prieteni și să-i bucurăm pe prietenii noștri ocazional cu câte o felicitare, confecționată de noi, pentru că nimic nu poate fi mai depres decât ceea ce faci cu mânuțele tale. Pentru a confecționa felicitarea avem nevoie de 2 hârtii A4, eu am una roz și una galbenă, clei pentru hârtie, foarfecă, riglă, un capac de sticlă, creion simplu, carioci, art builder pentru decorare. Plasăm hârtia roz pe masă în poziție orizontală. Din colțul stânga jos, îndoiem hârtia astfel încât să se suprapună toate mărginile. Cu foarfeca decupăm marginea rămasă. Observăm că am obținut 2 figuri, un pătrat și un dreptunghi. Pe dreptunghiul rămas, desenăm un pătrat cu latura de 7 cm și îl decupăm. Pătratul mic cu latura de 7 cm îl poziționăm în fiecare colț al pătratului mare și îl desenăm, după care îl vom decupa.
Decupăm aceste 4 pătrate mici de pe pătratul mare. Pliem aceste margini rămase, astfel încât să obținem din nou un pătrat. Din pătratul inițial, îl pliem astfel încât toate colțurile să se suprapună. Îl desfacem, mai executăm aceeași mișcare în direcția opusă. În centrul liniei obținute, poziționăm capacul cu ajutorul căruia vom desena un semicerc. Decupăm acest semicerc și observăm că obținem o inimioară. Desfacem pătratul nostru și conturăm inima pe fiecare pătrat. Decupăm aceste 4 inimioare, începând cu partea dreaptă. Pe aceeași inimă, obținută inițial, desenăm un semicerc cu distanța de aproximativ jumătate de centimetru. O decupăm și vom desena 6 inimioare mici pe foaia galbenă.
La fel pe foaia galbenă, desenăm un pătrat cu latura de 6 cm. Poziționăm fiecare inimioară pe inima felicitării din partea interioară și o lipim. În centru lipim pătratul. Celelalte două inimioare le lipim pe partea exterioară a felicitării, astfel încât să fie poziționate față în față. În interiorul felicitării putem lăsa un mesaj sau un desen pentru prietenul nostru. Tăiem puțin partea din mijloc a fiecărei inimioare. Asamblăm felicitarea. Pe partea exterioară lipim Upti Builder-uri. Cu siguranță prietenul nostru se va bucura când va primi felicitarea și va păstra o frumoasă amintire de la noi.